Simptomatologia demenței în cadrul bolii Alzheimer este extrem de ignorată la început, pentru că de cele mai multe ori debutează cu o tulburare de învățare. Prima memorie pe care o pierdem este cea de scurtă durată, memoria pe care o avem, de care avem nevoie în momentul când învățăm, memoria recentă. Și atunci foarte multe semne ajung să fie ignorate, iar diagnosticul este pus tardiv, lucru care desigur că dezavantajează pacientul. La început sunt probleme vis-a-vis de orientarea în timp, spațiu, uitarea lucrurilor recente din memoria recentă, dar odată cu trecerea timpului și mai ales fără inițierea unui tratament specific antidemențial, ajunge pacientul să inclusiv să piardă contactul cu realitatea și să nu mai fie capabil să-și organizeze lucrurile nici pentru igiena personală și nici pentru lucrurile cotidiene. Când ajunge în punctul de a avea nevoie permanent de cineva care să-l sprijine și să-l ajute. Un lucru care desigur că ar trebui menționat și ar trebui să fie familia foarte atentă este că repetă în mod insistent lucruri pe care de altfel le-au fost comunicate. Părând că înțelege, el pune întrebarea de mai multe ori până când familia ar trebui să se sesizeze și poate să îndrume pacientul către medicul neurolog. E nevoie de imagistică cerebrală, iarăși în ideea de a exclude alte lucruri care pot apărea la nivelul tomografului sau în ideea la RMN-ului cerebral, care pot simula de asemenea manifestări clinice din boala Alzheimer. Este important de asemenea să fie evaluarea neurocognitivă făcută. Mă refer la teste care să evalueze memoria de scurtă durată, orientarea în timp și spațiu, calcul. Lucrurile acestea se fac inclusiv de către medicul neurolog sau medicul psihiatru sau de către un psiholog. În funcție de pregătirea profesională, în funcție de pregătirea vis-a-vis de școală a pacientului, testele sunt adaptate. Un lucru care ar mai putea fi făcut pentru un anumit tip de demență sau inclusiv pentru boala Alzheimer ar fi dozarea a unor proteine din lichidul cefalorahidian. Dar pentru a stabili diagnosticul în cadrul demenței din boala Alzheimer, suficient ar fi doar o imagistică cerebrală care să excludă alte procese înlocuitoare de spațiu, serologie vis-a-vis de excluderea unei patologii tiroidiene sau unui deficit de vitamina B12 și evaluarea neurocognitivă. Înainte de a fi stabilită medicația personalizată în cadrul pentru fiecare pacient, este important de știut ca familia să fie alături și de asemenea să îl implice cât mai mult pe pacient în activitățile familiare și de asemenea terapia ocupațională ocupă un loc foarte important. Orice joc care poate să stimuleze activitatea neuronală, mai ales vis-a-vis de calcule, de repetiție, sunt de bun augur în ideea de a ajuta să recupereze sau chiar să întârzie procesul de neurodegenerare. Important este să evaluăm neurocognitiv pacienții care vin din familii cu istoric de boală Alzheimer. Pe de altă parte, este foarte important să oprim factorii de risc vascular sau, mă rog, să-i controlăm cât mai bine. Aici mă refer la fumat, la un control optim al tensiunii arteriale, un control optim al diabetului zaharat și al regimului de viață și mai ales alimentar.